Super, bună dimineața, dragi telespectatori, suntem în platoul la Polonia TV și stăm de vorbă cu Adrian Lupu, travelpreneur. Vorbim despre un club de călătorii și o serie de evenimente care se întâmplă în Iași. Înțeleg că ele se întâmplă de ceva vreme. Iată că au ajuns și la noi la Polonia TV. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și bună dimineața telespectatorilor noștri! Spuneți-mi, vă rog, despre ce este vorba, pentru că știu că pe 7 decembrie organizați o petrecere exclusivistă, pe bază de invitație doar. Nu se găsesc detalii, noi am aflat detalii așa, înțelegeți voi. Da. Și vrem să aflăm mai multe detalii, să le spunem oamenilor despre ce-i vorba. Pentru că până la urmă este un club, este un club deschis, dar nu este un club, cum să spun eu, deschis chiar oricui. Corect. Tocmai asta și discutăm ceva mai devreme. Se adresează oamenilor care își doresc un pic mai mult, da, să întâlnească oameni faini, să socializeze un pic mai mult și da, este un club internațional, evident, 14 ani de când a pornit toată această mișcare globală. Da. Și avem onoarea ca sâmbătă aceasta la Iași să avem primul astfel de eveniment în Europa în momentul de față. Wow! Da, e pentru prima dată, sunt lucruri mari care se întâmplă în momentul de față pe partea de socializare, pe partea de business chiar, pentru că evident când există socializare pot naște și idei de business. Da, da. Și vor veni oameni nu doar din România, vin oameni din Moldova, din N orașe din România, cum nu o să dăm nume, București, Oradea, multe. Sunt prieteni, parteneri de-ai noștri, cu care ne-am cunoscut în timp, am încheiat relații, da? Da. Unele de business, unele doar de prietenie și pentru că ne place să petrecem timp de calitate în compania celorlalți, ne întâlnim sâmbătă la Sofia Sky Lounge, o locație aleasă pe Sprânceană. Da, o locație premium. Da, foarte multe incluziuni. E un alt fel de petrecere sau un alt fel de petrecere. Da, se adaptează la cerințele românilor, dar vin oameni din Cipru, din Republica Moldova, spuneam, oamenii își doresc, atunci când e ceva calitativ, am observat că oamenii vin și își doreau foarte mult să vină din America, oameni care, wow, pentru că nu se întâmplă foarte frecvent o astfel de petrecere. Am înțeles. Care va fi specificul petrecerii? Ce se va întâmpla practic acolo? Înțeleg că înainte de petrecere va fi în timpul zilei și o sesiune de business mai serioasă. Tocmai asta și spuneam, că la un moment dat când oamenii se găsesc pe aceeași frecvență, se nasc și idei, pentru că evident, ne place să petrecem, ne place să călătorim, e un club de călătorii, dar factorul financiar este extrem de important. Da. Adică până una alta banii nu prea mai sunt opționali, cum ne place nouă să spunem. Și da, ziua va avea un eveniment chiar aici, aproape la Hotel Traian. Da. Da, e un eveniment de business, la fel, socializare, învățăm ce înseamnă această cultură a clubului, cum poți să călătorești prin intermediul clubului, evident, e nevoie de invitație 100%. Dacă nu e cineva care e deja parte acestui club, nu poți face parte din el, adică un prieten căruia îi place, căruia îi place de tine și care vrea să-ți facă un cadou, pentru că luna decembrie a priori o lună de cadouri. Da, așa corect. Ziua, da, va avea loc un eveniment de business. Educație financiară, se învață foarte multe lucruri pe care un om cred că e bine să le învețe la orice vârstă. Cât va dura evenimentul? Cel de ziua va începe undeva la ora 10. Da. Cu pauze, e muzică, e distracție, adică nu doar seara ne distrăm, ne distrăm tot timpul. Și cred că e o calitate importantă a oamenilor care vor să facă ceva măreț în viață, să se distreze tot timpul făcând ceea ce fac. Am înțeles. Și dacă poate să iasă și o chestie financiară de acolo, este cu atât este mai bine. Și mai bine. 10 până pe la ora 6-7, după amiaza seara, da, cu pauze, cu foarte multe momente, întrebări, răspunsuri, da? După care ușor intrăm în zona de distracție, calitate seara la Sofia. Seara de networking. Ok, bun. Înțeleg că la eveniment se poate participa la fel ca la petrecere, doar pe bază de invitație? Pe bază de invitație. 100% există și un link, dar cel mai bine este să se... Da, cred că putem să discutăm multe pentru cei interesați, găsim o variantă. Da? Pe bază de invitație este acces liber, dar la fel e pe bilet. Da. Și, cum vă spuneam, detaliile sunt acolo, de la 10 la ora 18, Traian. Pentru cei foarte, foarte curioși, da, nu cred că o să vă dea nimeni afară dacă vă prezentați la sală. Vreau și eu să învăț, vreau să înțeleg ce se întâmplă, pentru că am văzut într-o emisiune foarte tare că există un eveniment în care oamenii pot învăța anumite lucruri pe care poate, până la o anumită vârstă, din anumite motive, nu le-am învățat. Bun, haideți să vedem până la urmă unde pot fi organizate aceste, aceste călătorii. Adică, ok, să presupunem că am intrat în club, să presupunem, unde pot merge? Eu, de exemplu. Haideți să vedem. Întrebarea vine, unde v-ați dorit să mergeți? Nu știu.
Oriunde, undeva într-o destinație caldă. 100%, deși eu... Pentru că iubesc destinațiile calde. 100%, mai ales în perioada asta, nu-i așa? Da, adică dacă ar fi un moment, un alt loc în afara acestui studio superb, dar în care ar fi, probabil am face interviul ăsta pe o plajă, mă gândesc. Da. Ei, să știți că da. Oriunde există o plajă, existăm și noi. Am înțeles. Există un membru care călătorește de la Maldive, Mexic, vrei să vezi ruinele maiașilor, vrei să vezi Marele Zi Chinezesc, vrei să vezi Dubai, cum s-a întors foarte mulți oameni. Uh-huh. Oriunde. Nu e nicio problemă. Nu, există limite, există și o variantă luxury, adică pentru oamenii care își doresc să fie doar ei, cu ai lor prieteni, super exclusivist, există și varianta în care poți să călătorești într-o gașcă ceva mai mare. Da. Dacă ești adeptul genul ăsta de distracții, dacă vrei doar tu cu familia ta, super, lucruri extrem de intime, la un moment dat exclusivități, da, pe care ți-ar fi destul de complicat să le iei în persoană fizică. Și spun asta din perspectiva unui om care e în turism de 12 ani. Am înțeles. E complicat, adică am fost și în cluburi de golf care erau pe o taxă de intrare de un sfert de milion de dolari ca să ai anumite exclusivități și aici nu vorbim de așa ceva cu siguranță. Deci nu vorbim de asemenea sume. Nu vorbim, da, sub nicio formă. Nu. Am înțeles. Bun, haideți să vedem care sunt trei motive pentru care ar trebui să, eu știu, să intrăm în acest club și care sunt condițiile până la urmă. Trei motive. De fiecare dată întreb pe cineva când mă văd, în momentul în care începem să discutăm, în momentul în care poate cineva a auzit de prezența acestui club sau de existența lui, uite, m-ar interesa și mine să călătoresc. Mm-hmm. Unii cred că suntem agenție de turism, ceea ce este puțin pe lângă, nu neapărat. Suntem o comunitate, în primul rând. Și asta ne definește. Na, oamenii caută grupuri de oameni like-minded people, ne place să spunem. Și o condiție esențială, pe asta aș putea să o pun și numărul 1 și numărul 2 și numărul 3, evident că voi da și alte exemple, dar dacă ești genul de om care caută oameni cu un vibe ceva mai bun, hai să luăm așa, cu care, pentru care nu contează neapărat momentul zilei, ca să aibă o atitudine deschisă, o atitudine jovială, prietenoasă, care evident că te conduce la alte rezultate în timp, ăsta ar fi unul dintre motive. Și poate ar fi unul dintre motivele principale. Am înțeles. Evident, vrei să călătorești, vrei să vezi lumea. Și nu vrei să o vezi la anumite prețuri exorbitante, da? Ci în cele mai bune condiții de preț, pentru că vorbim de negocieri colosale în momentul de față. Agenția numărul 1 online, da? Pe Glob, cu care colaborăm în momentul de față. Da, ăsta ar fi un alt motiv. Adică nu vrei să dai mai mulți bani pe servicii inferioare, ci vrei să dai mai puțin pe servicii net superioare. Da, evident că e un alt motiv. Am înțeles. Da, dacă la un moment dat pasiunile tale se întrudesc și poți să faci și ceva financiar de acolo, evident că este și un alt motiv. Dar în principal comunitate. Deci e o comunitate aparte. Să înțeleg că de organizarea efectivă nu vă ocupați voi, ci se ocupă o agenție specializată. Da, 100%. 100%. Okay. Există o agenție uriașă la nivel global. Pot să dau câteva nume aici. Rovia, de exemplu, e o agenție uriașă care se ocupă de toată infrastructura, toate parteneriatele, mii de parteneri în timp, aleși pe sprânceană, ca noi când ajungem acolo să nu avem decât surprize plăcute. Am înțeles. Deci, fără surprize neplăcute. Da, nu cred că mai vrea nimeni surpriză. Ne-am obișnuit cu surprizele plăcute și suntem bine cu ele. Am înțeles. De cât timp vă ocupați dumneavoastră de acest club în Iași? Trei ani și un pic. E o muncă de echipă în spate, 100%. Da, avem cei mai tari parteneri în domeniul turismului, dar e nevoie de oameni locali care să dezvolte această idee. Și e o serie întreagă de oameni care dezvoltă, oameni care au pus pasiune de ani de zile, de când a început această mișcare oarecum în Iași, București, Oradea, Cluj, foarte multe orașe în care oamenii ies, se distrează după muncă, da, pe lângă un job, pe lângă un business, pe lângă familie, mai găsesc ceva minute în această zi de 24 de ore pentru a face ceva și pentru sufletul lor. Ok, deci înțeleg faptul că această comunitate se întâlnește și nu doar că pleacă împreună în vacanță, ci se întâlnesc și local în orașul în care sunt ei, nu? Avem eveniment aproape zilnic. Am înțeles. Aproape zilnic, socializare, ieși la o cafea, te relaxezi, vii cu un prieten, stai de vorbă, vezi ideile, ce se întâmplă aici, diseminăm idei, dar la final auzi cum poți să călătorești, evident, poți să faci un extra câștig. Da, și cum poți să-ți faci extra prieteni. Pentru Am că înțeles. Cred că în momentul de față suferim la acest capitol. Și nu orice prieteni. De ce? De ce suferim la capitolul prieteni? Calitativ. Aici e important. Prieteni ne putem face. Da. E ok, putem să ne facem câți prieteni vrem. Dar ideea de prieten care să-ți aducă o extra valoare, am observat-o că e un pic mai complicat. Nu o să intrăm în psihologia acestui subiect acum, dar există. Oameni calitativi există.
Asta era și ideea pentru care m-am alăturat practic acum 3 ani de zile. Am încercat să văd o comunitate care să mă ridice calitativ, okay. Pentru că poate nu exista neapărat în acel moment o astfel de comunitate pe care să o accesez. Am înțeles. Și am văzut un network de calitate, în primul rând, am văzut oameni care, da, ei se distrează, vorbesc de proiecte de viitor. Da. Nu se ancorează foarte mult la ce a fost, pentru că a fost, da, n-are sens să mai discutăm. Și atunci am spus, ok, ce poate să iasă rău de aici? Da, sună foarte, foarte tentant și foarte interesant ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Haideți să vorbim puțin și despre istoria clubului la nivel global. Spuneați că sunt 14 ani de când aceste cluburi există. Pe 10 decembrie, exact 14 ani se fac, adică 7 decembrie, oarecum vine să lege povestea. Da, a început ca o idee. Ca și telefoanele pe care le avem. Am început de la o idee. Da? Da. Existau telefoane cu butoane, practic. Cum ar fi, și ideea lui Steve Jobs asta și a fost, cum ar fi să pună în buzunarul fiecărui om un telefon care să nu mai aibă nevoie de butoane. Să meargă cu degetul, să-ți faci poze și era o nebunie, corect? Da. Acum 15 ani, de exemplu, cred că începusem să predau puțin în mediul universitar aici la Iași și era ideea lui Steve Jobs să punem un telefon. Eram în Statele Unite, pe vremea aia erau cozi interminabile la iPhone 1 când a apărut pe vremea aia. Și atunci am spus, wow, o idee. Și au fost și altele, evident. Și astăzi toată lumea e dependentă. Așa adică e. A venit ca o necesitate, dar ca o viziune. Și acum 14 ani, un alt domn pe care noi îl numim Steve Jobs din domeniul turismului. Da? A venit și a spus cum ar fi să închegăm o comunitate de oameni cărora să le facă plăcere să călătorească împreună, să se distreze, să disemineze idei și de ce nu să facă și un venit împreună, pe lângă tot ceea ce au în momentul de față și să remodelăm puțin turismul. Da. Da, nu am venit aici vorba lui, nu am venit să îmbunătățesc turismul, am venit să-l, dacă se poate, să-l schimb din rădăcini. Da. Da, în sensul bun, evident. Și ce să vezi, peste 3 milioane de oameni au îmbrățișat ideea. Okay. La nivel de România sunt câteva zeci de mii bune. Okay. Și pentru că noi suntem mulți plecați prin foarte multe țări, am început să vorbim și cu prietenii noștri, pentru că de ce nu? Poate la un moment dat îi vom aduce aproape de noi. Am înțeles. Deci vorbim de o comunitate de câteva zeci de mii la nivel de România? Da, da. E și abia ne-am încălzit, adică e prezent în România 2014-2015, da? Am înțeles. Au început să apară deja primii membri, dar oficial, lansarea oficială acestui concept în România 2017. Da. A fost un prim marketing, practic un prim launch, să vadă dacă românii iubesc să călătorească și să se distreze și să facă extra venituri și a fost un mega succes. Am înțeles. Da, a fost o petrecere cu ambasadele în Statele Unite, în București. Foarte tare. Ok, bun, haideți să vorbim puțin despre acești 10.000 de membri. Din ce orașe fac parte și putem să-i găsim într-un fel aparte? Nu știu, unde putem să-i găsim până la urmă? Și pe stradă, dacă ieșiți acum puteți să găsiți câteva persoane, îi recunoașteți. Nu avem limite de orașe. Evident, da. Orașele mari sunt cele mai, poate ca pondere, ceva mai mulți membri acolo. Cluj, Oradea, foarte bine reprezentat, Iașu, top 3 în România în momentul de față, adică dacă ne plângem că Iașu suferă niște capitole, nu suferă deloc aici, iar România ca idee este principalul, este numărul 1 în Europa. Wow. E ceva, da, e bună dimineața, numărul 1 în Europa, nu prea mai suntem la multe capitole. Da, am înțeles. Aici suntem, adică ca reprezentare la nivel european ne batem tare cu Rusia, care la fel, și vorbim de populații de 100 și ceva de milioane, altă putere financiară. Nu, oamenii iubesc, da? Cluj, Oradea, București, și se întâmplă. Acum suntem conectați și cu Republica Moldova foarte mult și găsim motive să ne împrietenim și mai tare. Am înțeles. Dar în multe orașe, da? La nivel mai redus, foarte multe orașe în România. Bun, haideți pe finalul discuției noastre să mai amintim încă o dată detaliile evenimentului de pe 7. Iată, mai sunt două zile. Două zile, da, cu siguranță. 7 decembrie vom avea o gazdă de excepție. De 3 ani de zile încercăm să aducem un om de calibru acestui domn. Ca antreprenor, rar mi-a fost dat să văd, evident, la oamenii care sunt în top Forbes, te aștepți să vezi astfel de abilități, astfel de valori, dar pentru un om care nu a apărut încă în top Forbes, pentru că nu a câștigat încă miliarde de dolari, e rar să vezi o dezvoltare personală și niște abilități la un domn de 36-37 de ani, cum va fi un invitat special din Cipru. Recomand tuturor,
Da, evident. Da, luați legătura dacă vreți să veniți la, la eveniment. Vom găsi o variantă să vă acomodăm. Începe la ora 10, vor fi pauze, durează până la ora 6 seara, da, da, evenimentul de business, da. După care ne mutăm la Sofia. Și acolo ne mutăm la Sofia. Ziua învățăm cum să monetizăm pasiunile. Da. Ca să o luăm altfel, învățăm lucruri despre noi, despre bani, despre turism în general, tendințe în turism, pentru că e o zonă acum apărută recent, proaspăt, luxury, și sunt oameni care iubesc luxul în vacanțe. Atenție la niște prețuri foarte corecte, aici vine toată miza. Și doi la mână, seara ne mutăm pentru a ne simți, pentru a aprofunda idei, pentru că noi suntem genul de oameni care aprofundăm ideile la distracții. Am înțeles. Și acolo ies cele mai tari idei. Suntem creativi, suntem relaxați, vin oameni din toată România, din afara României, special va fi Iași, va fi polul distracției și a business-ului pentru un weekend. Adrian Lupu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu mare drag, ne vedem în două zile și cu siguranță sunt și alți oameni calitativi acolo. Avem o echipă superbă la Iași și nu numai, și ne vedem pe curând și ne vedem pe plaje. E așa? Da, de plajele ce nu? Lumii. De ce nu? Mulțumesc tare mult încă o dată. A fost o plăcere și mulțumesc. Adrian Lupu, travelpreneur la matinal la Polonia TV. Luăm o scurtă pauză, urmărim știrile, după care ne întoarcem în platoul la Polonia TV. Matinalul continuă. Super bună dimineața.